De ziua copiilor, în platoul emisiunii Noi și Lumea au venit talentații copilași din ansamblul Cununița și profesoara lor, interpreta Oxana Mardari, cu care vom discuta despre farmecul copilăriei. Însă, pentru că e sărbătoare, dragilor, azi vom dansa cu Corjan Elena. S-o admirăm! Viața e plină de culori, lumea e plină de splendor, căci mi-ai ieșit în cale cu o floare. Azi începe viața pentru noi, o viață numai pentru noi, și floarea din cărare una pentru doi. Azi vom dansa pe viața ta și a mea, sub cer senin de albă stea, și glasul cel de floare îl vom legăna. Azi vom dansa, va dansa lumina, într-un dans feieric al fulgilor de stea. Azi vom dansa și pe voltă lumina, ne vom distra și ne vom bucura pentru că este ziua voastră, Ziua Internațională a Copiilor. Felicitări copii și la mulți ani! Felicitări, dragilor! Felicitări! Sunteți deja mult prea epuizați după toată ziua. Multă activitate pentru ei, dar e și o dispoziție de sărbătoare, nu? De invidiat. Te salut, dragă Oxana, zic bună seara, bine ați revenit toți în platoul emisiunii Noi și Lumea. Bine v-am găsit, dragă Luminița, salutăm telespectatorii, vă îmbrățișăm cu sufletul nostru copilăros, cald, blajin și fericit. Într-adevăr, ziceam că nu puteți lipsi voi, copiii din ansamblul Cununița, cei care au venit și pe parcursul anului în platoul emisiunii noastre cu melodii frumoase. Ziceam că trebuie să bifați prezența, să veniți cu acest spirit copilăresc, cu aceste emoții frumoase, cu această bună dispoziție. Elena, tu ne-ai cântat Azi vom dansa, cumva ai dat tonul acestui interviu, dar te rog să dai acel microfon aici,
chiar la prima ta colegă pentru ca să vă cunoaștem încă o dată și să-mi spuneți cum vă numiți și câți ani aveți. Mă numesc Loredana Rostri, am 7 ani. Loredana, mulți ani înainte, spune-mi ce înseamnă copilăria pentru tine. Copilăria pentru mine înseamnă o iubire dintre toți. Bravo. O iubire dintre toți. Să foarte știi, Luminița, că Loredana ne poate explica acest fapt și în limba italiană? Extraordinar. Da? Și dacă ar fi să traduci în limba italiană, cum ar suna? Mi piace la vita. Și de unde cunoști limba italiană? Deja sunt curioasă. Pentru că eu m-am născut acolo. Da, ai revenit în Republica Moldova. Cântecul îi cheamă acasă. Îți place în Moldova? Da. Ce îți place aici? Pentru că aici sunt foarte multe lucruri gustoase, doar că în Italia mai bogată este pizza și îmi place încă mâncarea din Moldova. Am înțeles. Ei, dar bucate. Mai principalul, ansamblu? Cununița. Asta e! Am înțeles. Totuși, bucatele tradiționale sunt mai gustoase. Da. Loredana, te rog să transmitem acel microfon colegii tale. Te salut cu drag. Zi-mi, te rog, cum te numești, câți ani? Mă numesc Benchici Andreea și am 12 ani. Andreea, mulți înainte, ce înseamnă și cum ne-ai descrie copilăria ta? Păi, copilăria pentru mine înseamnă un lucru care... sunt fericită în parte din viața mea și sunt fericită ceea ce fac. Copilăria mea este foarte fericită, distractivă. Viață fără griji? Da. Sau totuși ai griji? Am griji la școală. Ai griji la școală și nu doar. Ai și anumite responsabilități, nu? Da. Dar care sunt activitățile preferate? Îmi place, fac... să plec la muzică, să fac pian și dans. Andreea dansează frumos. Extraordinar, dar timpul liber, cum îl petreci? Pentru că asta vin ca hobby-uri, dar tot au anumite responsabilități. Păi timpul liber îl petrec cu familia, prietenii. Ai mulți prieteni? Da. Mă bucur. Se transmite microfonul Elenei. Elena, eu te-am prezentat, te numești Corjan Elena, dar zi-mi câți ani ai? Am 11 ani. Mulți înainte. Ce este copilăria pentru tine? Cum o poți descrie? Copilăria pentru mine este o sărbătoare continuă. Continuă. Sărbătoare frumos. Continuă, frumos spus. Frumos. Și ce-ți place cel mai mult în această sărbătoare? Îmi place să-mi petrec timpul cu familia și cu prietenii. Câți prieteni ai? Mulți. Dar ce înseamnă prietenia? Care sunt activitățile preferate pe care le faceți voi împreună cu prietenii? Stați în telefon? Nu. Nu? Ieșim. Dar ce faceți? Afară, ne jucăm împreună, ne dăm cu bicicletele și... Ei, și important, Elena, hai să te ajut un pic. Da, prietenia noastră unde se leagă cel mai bine, cel mai colegial, cel mai profund unde? De ce am inițiat noi ansamblu Cununița? Pentru că ne leagă cel mai important acea prietenie, acel devotament. Și ei știu asta, dar nu reușesc să exprime acest sentiment. Bine, au și emoții și cu atât mai mult că e și ziua lor, au tot dreptul, știi? Elena, transmite, te rog, microfonul colegei tale. Te salut cu drag, spune-mi cum te numești, câți ani ai? Mă numesc Gabriela Gănienco, am 8 ani. Gabriela, mulți înainte. Cum este copilăria ta? Copilăria mea este cea mai bună din lume. Cărui fapt se datorează că ai cea mai frumoasă, cea mai bună copilărie? Se datorează lui... Mama și tata, știu. Și lui doamna profesoară. Oh, ce super! Doamna profesoară contribuie și ea cu spiritul ei copilăresc. Păi, eu sunt a doua mamă, ei doar au descris faptul că eu sunt a doua mamă sau unii m-au îndrăgit și chiar Loredana când intră în clasă mă îmbrățișează ca pe mama ei și așa mi-e drag și mi-e dulce când se întâmplă și nu doar Loredana. Eu o iubesc și chiar mă simt, eu sunt mama ansamblului Cununița și mă simt fericită că
îi am atât de dulci, atât de inspirați, atât de fericiți. Astăzi ne lipsește emblema noastră a cununiței, Maxim Pojoga, cum eu îi zic. Din păcate, el are prea multe supra-solicitat în activități. Așa. În parcul Dendrarium evoluează, în parcul Afgan evoluează peste tot și, din păcate, n-a reușit să fie cu noi în emisie, dar el este cu emoțiile și cu gând bun către noi. Maxim, te salutăm, că o să ne privești și după emisiune. Și să știi că noi deja ți-am dat și un statut în ansamblul Cununița, dragă Maxim. Tu ești emblema ansamblului Cununița și să știți că mai nou Maxim a zis că după ziua copilăriei urmează ceva nou, un concurs de zâmbete. Cine ne dă tonul bunei dispoziții? Asta e Maxim, el știe cel mai bine să facă haz și să zâmbească. Și să știți că zâmbetele astea ne dă culoare, ne dă energie și ne dă tonul bunei dispoziții. Ne revedem noi și cu Maxim cu altă ocazie neapărat. Gabriela, transmite, te rog, acel microfon. Te salut cu drag, spune-mi cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Tofa Nevelina și am 10 ani. Evelina, mulți înainte. Mulțumesc. Zi-mi, te rog, care este diferența dintre viața unui copil și viața unui adult? Viața unui copil nu are atâtea griji, dar a unui matur are foarte multe griji. Și cum e copilăria ta? Ce înseamnă copilăria? Copilăria pentru mine înseamnă un joc care este jucat cu prietenii până la nesfârșit. Transmite, te rog frumos, acel microfon. Te salut cu drag, îți zic bună seara, cum te numești? Bună seara, eu mă numesc Tofanelos. Câți ani ai? Eu am 9 ani. Mulți înainte. Ce-ți place ție cel mai mult să faci? Mie cel mai mult îmi place să ies cu prietenii și să mă joc. Ce jocuri vă plac? Să ne jucăm cu mingea. Da, cu mingea ce faceți? Jucați fotbal, volei? Noi de obicei jucăm fotbal. Am înțeles. Combinați utilul cu plăcutul, pentru că faceți sport. Da. Eu îți mulțumesc mult, transmite acel microfon astfel încât el să ajungă la Andreea, te rog mult. Iar în cele ce urmează, Oxana, eu zic că tu la fel trăiești o sărbătoare continuă, copilăria ta nu s-a sfârșit pentru că ești zilnic înconjurată de acești copii minunați care îți transmit energia și spiritul lor. Tocmai din acest considerant, hai puțin să ne teleportăm în copilăria ta și să-mi povestești cum a fost ea. Eu sunt acea fericită care cu inima trăiesc toată sărbătoarea, cu tot sufletul și sigur că probabil sunt persoana care voi trăi acest sentiment până la infinit, până la sfârșitul zilelor mele, că eu sunt așa, simt această conexiune cu fericirea. Pentru mine copilăria este o conexiune cu bucuria, cu starea de satisfacție, cu starea de zâmbet și desigur că persistă și emoția, trăirea, nesiguranța, naivitatea. Eu eram un copil năstrușnic, de fapt. Așa. Însă, pe cât de năstrușnic, copil, dar și responsabil. Eram foarte responsabilă să îmi obțin scopurile. Aveam anumite direcționări, scopuri, așa, care cu tot efortul, cu toată transpirația mea, până nu obțineam ce îmi trebuia. Ce obiective aveai la acea vârstă, în copilărie? În copilărie, bine, aveam multe obiective. Eu, de fapt, sunt persoana care, copilul care își punea multe obiective. Mie îmi plăcea teatrul. Eu îmi imaginam că sunt mare actriță și... De teatru? Da. Improvizai și o scenă? Improvizam și mă auzeau și... toți vecinii. Da, avea și microfon sau nu? Atunci nu erau așa posibilități. Bine, nu microfon, de adevărat, pentru că eu luam prietenii din casă și improvizam... Nu, mai mult din grădină. Eu îmi plăcea să smulg mărarul îmbătrânit și să-mi fac diferite sau vioară sau să-mi pletesc păpușile din mărar. Ați-mi plătit voi vreodată păpuși din mărar?
Știți ce e asta, mărarul când înflorește așa? Nici... Și să-i împletești și să-l frezezi și să faci fetiță și băiat. Și, din mărar, dar noi făceam din porumb. Și alegeam porumbul în funcție de mătase aceea de la porumb. Da, știi, în funcție de culoare. În fiecare anotimp eu aveam activitățile mele legate de natură, de fapt. Pentru că mama lucra în grădină, normal că mă aflam și eu pe în grădină, cântam la pus cartofi, la semănat, la... dar cel mai des puteai să mă auzi vecina noastră, Dumnezeu să o ierte, eu îi spuneam Nașa, Nadejda, Nagia. La noi era așa un lan de zmeură cu gardul și eu mă duceam să-mi culeg, tare îmi plăcea mie activitatea asta să culeg, dar mai mult mâncam decât culegeam. Asta vreau să zic, că da. Nu e o activitate tocmai plăcută, că te mai zgârie. Eu când eram în satisfacția asta, că îmi place foarte mult zmeura, căpșunile, cântam. Deci mâncam o zmeură, două pe urmă cântam și mă auzie vecina, la care dacă la noi încă nu erau prea coapte căpșunii și avea un pic mai devreme, venea la gard cu o farfurie mare de căpșuni sau cu plăcinte, ce avea ea, ceva bunișor. Așa. Știu că eu tot timpul spuneam, mamica, da, la Nașa Nagia plăcintele sunt mai bune, dar uneori se putea întâmpla că plăcintele alea să fi fost aduse anume de bunica noastră către Nașa Nagia, dar Nașa Nagia mă servea pe mine. Și se primea așa un haz, deci, în familie. La vecini era mai bun. Da, că tot timpul la vecini era mai bun. Cu cine ți petreceai tu cel mai mult timp? Aveai prietene? Aveai cea mai bună prietenă? Cine era? Aveam prieteni, era colega mea de clasă, Natalia, familia Costaș. Ea era, noi locuiam într-o uliță, într-o măhală era casa părinților mei și alături era pe alt rând de casă, era casa bunicii și se primea că era cealaltă măhală și Natalia trăia în măhala bunicii, chiar peste două case și noi eu repede traversam cărărușa către bunica și o strigam Nătălița, hai să ne jucăm la fântână, cum aveam puțin timp, cum repede, sau eu eram la Natalia sau Natalia la mine și era altă vecină de, și îndeal Nătășica, eu îi spunem Nătășica. Așa. Și în deal era Nătășica și în val era. Și noi ne împreunam și ne jucam. Dar Natalia din vale era puțin, din deal era de vârsta mea. Dar cea din vale, Natalia, era puțin mai mare, cu vreo 3 ani. Și atunci ea avea un căruț din ăsta deja mai performant decât căruțul care l-a avut verișoara mea prima dată, cum l-a cumpărat, cum m-am urcat și l-am stricat. Aici asta. Natalia avea un căruț chiar adevărat de pus, de legănat copilul. Ea au rămas de la cineva care a avut bebeluș. Și eu, fiind așa o durdulie, dar eu mă transformam, fiind actriță, mă transformam în acel bibeluș care eram înfășurat în pătură și pus în acel căruț și plimbat și legănat. Da, poate mult. Până la prima căzătură sau nu? Te-au scăpat vreodată din acel căruț? Și cu capul, cu pietricică am avut aici, am un semn, am avut o pietricică, am căzut așa că mi-a intrat pietricica și a trebuit medicul să mi-o scoată. Și cum se spune, semn de bună purtare? Da, eram năstrușnică, dar eram și responsabilă. Eu atât de bine studiam la școală că mama nu trebuia nimic ca să mă verifice. Eu mă străduiam... Bine, că și prindeam repede, aveam felul ăsta că mie mi-ai zis de două ori și eu deja știam poezia, așa. Memoram la fuga. Și mama nici n-avea necesitatea să mă verifice, ea doar auzea că am olimpiadă acolo, am concert dincolo. Mama nu reușea să-mi calce costumele, să mi le pregătească, să mi le coase tot felul de roluri. Am fost și copac, și prințes, și regină, și Madame Caleop Georgescu. În toate activitățile eram era activă. Implicată. Și îmi plăcea și să dansez, și să cânt, și să fiu actriță. Dar persista în toate activitățile mele, persista cântecul, de fapt. Bine, mai târziu... Vezi că această dorință și această pasiune, acest vis de mic copil s-a făcut realizat peste da, ani. Da, da, asta e bucuria mea. Bine, ziceai tu că studiai foarte bine la școală, dar erai un copil care făcea și ghidușii. Îți amintești când ai luat vreo palmă părintească pentru ce ai făcut? Vai, tu? Vai, dar ce mă supăra și mă durea. Tati nu-mi dădea nicio palmă.
Pentru că era așa mai... Eu înțelegeam de cuvânt, tata spunea că copilul trebuie să știe puterea cuvântului. Și el din privire și cu cuvântul mă monitoriza. Dar mama nu își permitea, mama mă lipea așa, cu ce putea, cu mătura, cu un papuc, dacă era la îndemână. Deci se întâmpla mai des, în funcție dacă făceai, încălcai cumva regula. Și să știi că peste ani asta se șlefuiește. Vreau să zic că totuși eu eram fata tatei și până acum Dumnezeu să-l ierte pe tatăl meu, Valentin, în ceruri, sper că se bucură de mine. Oricum, eu și până acum... Recent la o emisiune m-au întrebat cine este cel mai bun confident, pe cine tu asculți, cu cine te împărtăși, și eu cred că eu mă împărtăși cu universul, că atunci nici n-am știut ce să răspund. Deoarece uneori, cât de mult o iubesc pe mama, uneori un pic mă supăr pe mama, că nu știe oricum să-mi aprecieze cântecul și se supără că eu cheltui foarte mult, că sunt cheltuieli. Da, dar nu se întâmplă nimic dacă nu faci cheltuieli. Și mama zice, eu zic, mami, ți-a plăcut cântecul ăsta? Da, e foarte frumos, dar vezi că sunt cheltuieli. Bine. Și nu știu. Hai să rămânem totuși pe unda copilăriei. Pe unda copilăriei, să nu ne ducem departe de aia. Repede vreau să-mi spui dacă ți-amintești de prima educatoare, cum ai fost la grădiniță, cum se numea prima educatoare, prima învățătoare. Raisa Fedotovna, noi așa îi spunem, Raisa Fedotovna, era blândă. Aveai un idol de pe atunci, o profesoară care îți plăcea prin ceva, da, Luba Andreevna, care acum este în Canada și care zice, Oxana, vino, că știu că e greu la Moldova și eu te aranjez, vino. Și eu nu mă pot rupe de la țara asta, nu mă pot rupe pentru că prea tare iubesc Moldova, prea naționalistă sunt. Luba Andreevna, dacă mă urmărește și vreau să-i spun mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, m-a ghidat ani de zile, toate cântecelele care le-am cântat, m-a acompaniat la acordeonul cu bunghi, cum ziceam eu, la Baian. Și vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că soțul ei, mai departe, în activitatea mea, tot a contribuit ca eu să ajung pe o linie profesionistă. Dumnealui m-a prezentat la colegiul Ștefan Neaga și m-a dat pe mâini bune ca tata să aibă încredere. Mă bucur că ceea ce ai preluat tu de la profesorii tăi, transmiți ulterior discipolilor și aici vorbesc mai exact de cei din ansamblul Cununița. Și dacă tot vorbim noi despre copilărie, ne aducem aminte despre cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om, copilăria. Este despre bunătate, despre inocență, despre pace și ne dorim să fie pace în întreaga lume, mai ales în aceste zile. Vreau să menționez că și eu în copilărie cântam Hulubul Păcii. Extraordinar. Și până astăzi îl port în suflet acest cântec și acel hulub al păcii parcă l-aș ține în palme și l-aș ruga să ne aducă pacea pentru toți copiii lumii, că ne doare pentru toți copiii lumii, să vrem să fie fericiți. Bine, ziceam eu că vreau să fim pe o undă frumoasă, pe o undă pozitivă, pe unda copilăriei, că e Ziua Internațională a Copiilor, iar Benkic Andreea să ne interpreteze această piesă frumoasă intitulată Hulubul Păcii. Andreea, te admirăm cu mare drag. Și dedicată pentru pacea din toată lumea, pentru toți copiii lumii, să fie în pace. Deschis fereastra ca o rană veche, mama ne așteaptă nopții întregi de veche. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă așezați grămadă. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă.
așezați grămadă pe deasupra porții. Înfloresc salcâmii și în miezul nopții amiroase a pâine, puhavă și caldă. Mama noastră coace din făină albă un holub de pace. Du-te prin străini departe, de-mpăzește puii de război și moarte, să le meargă în toate, toate să le iasă și de-o fi să poată acasă, să le meargă în toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vină acasă. Holubul zboară, agadorul mamei, pe la toți coboară și pe toți ne cheamă. Poate că se face pace în toată lumea dacă mama-și coace. Sâmbăta holubii, poate că se face pace-n toată lumea dacă mama-și coace. Sâmbăta holubii. Aplauze, Andreea, îți mulțumim mult pentru această piesă. Oxana Răpejor, vreau să te mai întreb ceva, pentru că odată cu Ziua Internațională a Copiilor a venit și mult așteptată de copii vacanța mare. Ce faceți? Vă duceți toți în vacanță? Reluați activitatea din septembrie? Cum faceți? Reluăm activitatea. Bine, ei astăzi, pe 1 iunie, au avut o activitate supra-solicitată și chiar pe bune merită să meargă în vacanță. Câteva zile o să-i mai invit la mine să le dau ceva program pentru vară, ca în toamnă să vină cu lecția pregătită. Dar vacanța o savurează individual cine și cum dorește. Eu revin la serviciu în luna august și pe ei aștept la 1 septembrie. Am înțeles. Iată că spre final de emisiune vreau să zic că e ultima noastră întâlnire cu ansamblul Culunițe. Ne revedem tocmai în luna septembrie când reveniți la activitate, așa nu? Așa este, așa este. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență, copii, vouă, vă doresc vacanță frumoasă, copilărie cât se poate de frumoasă, fericită, cu cer senin deasupra capului, iar pe tine, Oxana, te invit să vii cu un mesaj adresat tuturor copiilor și apoi să vii lângă copiii din ansamblu Cununița să ne cântați o piesă intitulată Unde ești copilărie? Felicitări tuturor copiilor cu această minunată sărbătoare! Să știți că meritați toată lauda, că sunteți cei mai dulci, cei mai scumpi,
cei mai bravo, că ați făcut efort și ați demonstrat calitățile voastre pozitive și un progres frumos timp de un an întreg de studii. Astăzi sunteți de laudă, ați demonstrat-o și voi în toate activitățile voastre de dimineață până la sfârșitul zilei. Ați avut efort, dar ați rezistat și mă bucur pentru voi și vă mulțumesc din tot sufletul că mă iubiți și mi-adresați toate cuvintele dulci și eu la fel de mult vă iubesc. Uite că pe această undă, da. Și vreau să dedicăm tuturor copiilor să se bucure cu noi cu următoarea melodie, să se simtă bine. Uite că pe această undă te invit să te faci comod, să vii aici lângă copiii din ansamblul Cununița, iar vouă, dragi prieteni, da, te rog să treci. Vouă, dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost și în această seară cu ochii pe Tezaur TV alături de emisiunea Noi și Lumea. Iată că pe această undă doresc tuturor copiilor lumii să aibă parte de copilărie frumoasă, trăită în pace, în armonie, alături de oamenii dragi. Dragi copii, dacă tot se începe vacanța mare, vă dorim să aveți parte și de o vacanță frumoasă, iar pe voi, dragi prieteni, telespectatorii fideli ai postului de televiziune Tezaur TV, nu uitați că vă așteptăm și mâine la o nouă ediție a emisiunii, pentru că Tezaur TV nu și încetează activitatea odată cu venirea vacanței mari, odată cu venirea sezonului estival. Tot aici vom fi la Tezaur TV, așa că stați aproape alături de noi, iar acum alături de ansamblul Cununița și profesoara lor, interpreta Oxana Martare. Ce-ar fi să mă întorc încă o dată pe urmele ce le-am făcut cândva, în țara dulce, țara minunată, unde a rămas copilăria mea. Ce-ar fi să mă întorc în brațul mamei, să simt căldura blândelor ei mâini, să sorb din nou din gustul dulce al poamei, să alerg prin pădure cea de pin. Unde ești, copilărie, izvoraș de viață plin? Unde-i țara ta frumoasă, unde-i cerul tău senin? Alergând după iluzii, s-au dus zilele șumoi, ajungând la sonor de clopoțel, de mâinile pătate de cerneală, ce-au scris sentimentalul bilețel. O, cât de mult doream să fiu matură, o cozânzeană din povestea ta, dar anii m-au lăsat la cotitură și rătăcesc prin visul de cândva. Unde ești, copilărie, izvoraș de viață plin?